Echipa masculină de baschet Steaua București își propune să obțină cu orice preț victoria în derbiul cu Dinamo din etapa a 6-a Ligii Naționale. Pentru a fi sigur că nu vor rata succesul cu rivalii din Ștefan cel Mare, roșii albaștri au făcut două transferuri spectaculoase în această săptămână. Atletul Alin Firfirică și gimnastul Marian Drăgulescu s-au alăturat lotului echipei de baschet și chiar au făcut un antrenament pe parchetul sălii Mihai Viteazul. Sub privirile tehnicienilor și jucătorilor militari, Alin și Marian au exersat aruncările de la distanță și semidistanță, au încercat diverse acțiuni de atac și au încheiat cu un slam dunk în pereche. Sunt pregătirea mea. Zilele libere înseamnă joc de basket în parc. Am o grupă de încă 3 băieți înalți de 2 metri și de fiecare dată ieșim în parc și ne jucăm acest sport. Băieți, faceți tot ce puteți și sigur ne veți face mândri. Forța Steaua! La finalul antrenamentului, cei doi campioni le-au urat succes basketbaliștilor steliști în derbiul cu Dinamo, iar Marian a promis că va fi prezent și luni la meci pentru primul angajament. Joc de la panouri de la mici pentru copii de 14 ani. Glumesc, da, am jucat și eu, da, nu mă ajută fizicul între o scară. Așa că joc și eu sporturi de-astea mai la înălțime mică. Fiți puternici, aveți încredere în voi și nu renunțați până la final, până când aveți voi punctul ăla în plus peste ei, da? Forța Steaua! Meciul dintre Steaua și Dinamo din etapa 6-a Ligii Naționale la basket masculin va avea loc luni 18 noiembrie în sala Mihai Viteazul din București la ora 19:00.